Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. Astăzi vom repara rotița acestui mouse denumită Scroll, deoarece cam are probleme. Haideți să vă și demonstrez. Am pus un PDF pe ecran, în partea stângă a ecranului, și dacă rotim de acel scroll, vedeți că în loc să deruleze în aceeași direcție, practic are un mic ghiont. Nu știu cum să-l numesc. Am înțeles că în engleză se numește jittering, ceva gen. Da, vedeți? Da, vezi că a făcut din nou și iar. Da, se vede că are acea mișcare a paginii în zigzag. Și de multe ori trebuia să folosesc bara din lateral la PDF-ului sau a altui document. Da, oricum vedeți ce problemă are. Iar cauza acesteia, fiind un encoder, să le scoatem din această pungă, sunt cele de aici. De unul singur am nevoie, dar din păcate de pe AliExpress, unde le-am cumpărat, decât minim două bucăți pot să iau. Și mare atenție să le cumpărați în funcție dacă e așezat pe stânga sau pe dreapta. Contează foarte mult. Haideți să vă arăt și pungulița aceasta. Da? Bun, haideți să desfacem mouse-ul pentru a înlocui acel encoder. Cum face că mereu zboară lucruri. Fugise această chestie din cauciuc, unde acoperă zona acelor șuruburi. Avem unul aici, unul în zona asta. Iar acum se desface foarte ușor. O să trebuiască să mai curăț mouse-ul acesta. Gata. Aceasta este componenta noastră, ce o avem de schimbat. Foarte simplu de înlocuit. Un moment. De ce am uitat, mă grăbesc și fac prostii. Uitați că trebuie să scot această chestie. Uitasem. E iluminarea scrollului rotiței respective. Gata, scos. Iar acum putem să scoatem din zona aceasta scrollul, rotițe respective. Hai mă! Hai mă! Perfect! Îmi place că în zona aceasta, practic acel encoder e prins într-un conector. Perfect! O să dau mouse-ul într-o parte. Da, se vede că arată diferit spatele. Da, da, sper că face același lucru, nu? Vedem dacă are probleme. Nasol, dacă nu, vom vedea. Văd că are o zonă comună, pare să. Negru în margine și două conductoare albe, unul în centru, celălalt sus. O să respect ordinea. Oricum nu am cum să le încurc, e imposibil. O să punem puțin flux, deși nu cred că are nevoie. Cositorim terminalele encoderului. Se cositorește foarte bine. Să lipim conductorul negru. Hai mă! Gata! Următorul alb. Hai mă. Gata. Următorul tot alb. Gata. Să curățăm pe alcool izopropilic. Gata. Bun, să introducem encoderul. Gata. Dacă ați observat, eu am înlocuit acel întrerupător fără reținere, switch în engleză, cu unul silențios. Sunt mai pretențios eu. Nu vreau să deranjez. Fiecare cu ciudățenile lui.
Hai să introducem scrollul, rotița aceasta. Gata, a intrat. Introducem și iluminarea rotiței. Aici, ușor. Gata. Să nu uităm șurubul. Gata. Introducem capacul. Gata. Dădem drumul la mouse. În sfârșit, hai să testăm scrollul. E altceva acum. Vedeți că nu mai agață. Gata, am reparat mouse-ul. Și cât de enervant era defectul ăsta? Nici nu puteam să editez bine clipurile mele pe YouTube. Gata, acum pot să lucrez mai fain. Hai să introducem șuruburile. Sunt două la număr. Îmi place că se înșurubează direct în metal. Are chei, piulițe metalice înăuntru, lipite direct în plastic. Nu știu cum să le numesc, am uitat denumirea lor. Mult mai bine așa. Da, la cât a costat mouse-ul ăsta? Dar își face treaba chiar foarte bine. Punem cauciucurile respective. A, și aceste paduri sunt din teflon. Rezistă mai bine în timp. Am și o pereche încă 4 de rezervă. La final, aș vrea să vă arăt interiorul acestui encoder, acestei componente. Ca bonus, trebuie să tăiem aceste chestii din plastic. Să văd dacă reușesc. Trebuie să vadă și la microscop. Tăiem în zona asta. Și aici. Mai avem încă două zone. Și încă una aici. Ce ușor s-a desfăcut acum. Probabil se putea repara, dar na. Se poate desface chestia asta metalică. Da, se desface. Exact. Ce avem mai departe? Scoatem și plasticul acesta, rotița aceasta. Stai să nu pierd. Cam așa arată. Ce fuge. Alunec. Hai că acum vedeți mai bine. A oxidat. Se vede că a oxidat contactele. Probabil putea fi curățat și rezolvată problema. Da, și cam așa arată în interior un encoder de mouse. Cam aici se termină acest clip privind schimbarea acelei componente, fiind vorba de un encoder pentru un mouse, deoarece avea probleme cu scrollul, cu rotița respectivă. La final ați văzut și cum arată o asemenea componentă, un asemenea encoder. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!